Uiți instinctiv și răspunzi imediat. Deci sunt pus la încercare ca să ies din reacție și să devin ființă din răbdare. În răbdare devin tragic, de aceea pe copii aveți nevoie să învățați răbdare. Nu, vreau tractorașă. Ia tractorașă. Nu mai vreau tractorașă. Nu mai vreau tractorașă. Că dacă trăim așa în rai, o să ne plictisim. Doamne, vreau soare, îți face soare. Nu, 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 un pic de răcoare dacă se face. Bine, răcoare. Dacă obligeai, am. Dar nu, dacă știi ce ai, dar nu trebuie să știi ce. Ce să-ți dea Dumnezeu? Că nu știi să te bucuri. Și copilul învață răbdare. Ce vrea? Tractoraș bun. Du-te și ți-l ai. Dacă l-ai. Dacă nu, vreau să cumpere asta. Bun. Uite, punem aici la cutia dorinței. N-are tata acum bani decât doi. Hai să mai strângem. Punem aici, uite, dorința și aici punem bani. Tu ce poți să faci ca să cumpărăm tractorul? Puneți-l și pe la treabă, să-l dorești. Și o să vedeți că din 10 dorințe, de fapt, nu mai rămâne nimic decât una. Că am dorit așa, că am văzut atunci. Și pe om am uitat. Iar când rămâne o dorință adevărată, el o să insiste, o să aștept și te pregătești. Oh, peste două săptămâni să vezi că o să-mi cumpere tractorul, da? Uite, am mai pus un bănuț acolo. Uite, mi-a mai rămas un rest. Uite, eu am făcut curat în bucătărie și tatăl mi-a dat salariu. Am luat o 50 de cenți sau un euro salariu pentru că am făcut următoarea treabă. E foarte important să învățați pe copii să-și câștige viața. Deci nu-i mituiți dacă e mintea sau un euro. Și obligații de tale să fie să fie cărțile la loc, să fie cărțile la loc, să te stăți pe timp, asta nu te retribuiți, nu? Dar dacă faci ceva ce nu e obligația ta, de exemplu, duci gunoiul, că nu-i treaba ta să duci, sau ștergi vasele, nu ți se plătește pentru asta. Și să zicem că e un euro pe lună. Dacă ai spălat vasele, să vedeți cum își adună acești bani și își împlinește dorințele. În felul ăsta el își interiorizează dorința, știe ce vrea și luptă pentru ce vrea. Sau renunță, zice, nu merită, se caută alt lucru. Asta se întâmplă în răbdare. În răbdare sunt ființă cugetătoare, sunt ființă creatoare. În pretenție, dă-mi acum, eu sunt ființă instinctuală, sunt ca dobitor. Da. Aceasta se cultivă, omul se cultivă. Își cultivă răbdarea, își cultivă dragostea. Nu poți să te supăr. E, acum ia. Doamne, transformă tu antipatia asta în iubire. Da? Te urăsc. Doamne, transformă tu ura asta în iubire. Aceasta este lucrare. Nu față de sol. Acolo când îl urăști, până la nu trece. Dar este momentul ăsta și nu o luăm în modul acolo. Dar avem oameni pe care îi urăm pentru că ne fac rău, pentru că ne fac trebuie să suferim. Și atunci noi trebuie să suferim mereu această clocotire, această energie a sufletului și oferim lui Dumnezeu să o transforme în iertare. Iubirea pentru oamenii care ne fac rău este doar iertare. Dumnezeu nu zice pupați-i pe vrăjmași și voi. Nu? Și iubiți-i cum? Îl ierți, dacă e sete și îți ceri fața cu dai, nu-i dați garanție ca ta ca să-și apunză la bancă, ca să nu e ca să te mai, și nici de stat, nu? Și îi dați, așa zice, îi dai apoi și mâncare. E foame, dă-i o cază de pâine, e sete de o pas cu apă. Mă rog, dacă ai zis, bine. Dar nu zici, cu toată dragostea ta. Nu. Ci iubirea înseamnă ieșirea din nevoia de a-i face rău celui care ne-a făcut rău. Când ne simțim nevoia să ne răzbunăm, simțim nevoia să ne facem dreptate. Acesta e la nivelul reactiv. Dacă mă ridic la nivelul duhovnicesc, atunci eu depășesc această nevoie și zic, Doamne, iată că n-aș fi ce faci. Doamne, dă-mi putere să ieși că nu pot să ieși. Și încă ceva. Tot mai mulți oameni pe pământ se îmbolnăvesc la bătrânețe, se îmbolnăvesc de cancer și tot mai mult la bătrânețe de Alzheimer și de demență. Specialiștii spun, în știință, nu zic de ce spune biserica, lucrurile pe care noi le-am făcut rel și nu ni le-am asumat și nu ne-am iertat pentru ele, se răzbună pe noi. Ies la suprafață. Ce am necat, fel, ies la suprafață. Lucruri neconștientizate se transformă în bol. Energia care n-a devenit conștientă devine violentă. Deci, dacă devin conștient, nu mai sunt violent. Dacă sunt deci, energiile care nu depășesc nivelul inimii, se transformă în violență, nu? Aha.
Și Alzheimerul vine de la vinovăție ascuns. Sunt foarte vinovat că atunci când eram mic am făcut nu știu ce mizerii. Sunt foarte vinovată că am făcut așa și așa. Dar Dumnezeu de vrea așteaptă să ne ierte. Când Dumnezeu ne iartă, noi zicem, Dumnezeu mă iartă, stai, știi foarte bine, dacă vrei să ții voi și mine. Deci când Dumnezeu mă iartă, orice aș fi făcut, nu asta este problema. Problema e să mă iert eu. Noi spunem, da, dar eu nu mă pot ierta. De ce? Pentru că sunt mânt, pentru că eu imaginez că eu ar trebui să fiu desăvârșit. Nu. Să acceptăm că suntem așa cum suntem, să nu mai fie nimic ascuns în viețile noastre, să le scoatem la nivelul conștiinței, să le povedim, să le împărtășim și atunci vom fi sănătoși. Altfel, întunericul acela din noi la care n-am umblat niciodată, ne întunecă mintea. Sunt oameni, mai ales la țară, care spun, dar eu n-am făcut rău la nimeni, n-am omorât pe nimeni. Și, dar nu vă spuneați, avorturi, aveți, e vreo 30. Dar nu am omorât pe nimeni, dar de ce? Că nu am omorât pe mătru sau pe nu știu cine. Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu ne iartă. Dar eu trebuie să-mi asum că am făcut asta și trebuie să cred în mila Lui. De-abia atunci devin ființă creativă. De-abia atunci cred în Dumnezeu. În loc să mă îngrijorez, să vezi ce să-mi fac. Eram odată cu niște deținuți, care au făcut lucruri grave, condamnați pe viață, și am întrebat ce credeți de că să facă Dumnezeu la judecat. Și unul dintre ei s-a făcut așa și mă trimite în iad. Dar aproape că și am zis nu, el știe să mă lovească acolo. Nu vorba, ai voie, dar acolo să mă lovești. Da. Dacă îl controlezi, el nu o să mă zică. Se simte controlat. Dar dacă îl încurajezi, zici, Doamne, binecuvintează și supraveghează să nu facă rău, iar dacă faci să se repară, care problemă, da? Nu că îi vreau să spuneți așa, dar nu se poate foarte frumos, bravo, felicit. Fii în mână. Da. Nu, mâna să ține bățul și eu te felicit. Da, felicitări că te-ai purtat frumos cu bățul. Mulțumesc. Cam încredere, el este un bărbat adevărat. Nu? Bravo. Bun. Deci această... Asta, cu deținut. Și zice, o să trebuie să mă trimită în ea. Și am zis, nu, o să vă iert. S-a albit la față și a zis, nu pot. De ce? Păi nu drept. Înțelegeți, el măcar așa să fie celebru, măcar așa să... Omul vrea dreptate și nu mine. Deci totdeauna să renunțăm la dreptate și să vrem iubire. Acum a fost de mie, mulțumesc. Gata, că am terminat, da? Așa că să învățăm să nu mai trăim reacțional, să nu mai trăim impulsiv, să nu mai facem ce ne vine, ci să ridicăm gândul la Dumnezeu și ne învață cum să nu mai fim îngrijorați. Vă mulțumesc, cer mâna, binecuvântat.